Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem iarăși la Brașov cu domnul Belu. Pot să spun cel mai tare pe căi ferate. Din parcare. Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Despre ce vorbim astăzi? Astăzi vorbim despre căi ferate dispărute. Avem și cărticica. Avem. Asta e pentru inspirație mai mult. Exact. Căile ferate dispărute înseamnă căi ferate scoase din funcție, fie trecute la odihnă, adică să le treacă în rezervă, fie care le demontează, nu mai sunt, din diverse motive. Numai la București avem vreo 10-12 trenuri, 12 linii de cale ferate dispărute. Începând din 1960, când s-a făcut sistematizarea capitalii, s-a desințat linia de la București la Filaret, de la gara de nord la Filaret. După aia a mers două linii din județul Prahova, Telega și încă o linie, care au fost desințate pentru că nu mai era exploatare, nu mai era nimic acolo și le-au desințat. Alea sunt scoase complet aproape. Mai avem câteva exemple aici, căi ferate și cele din zona Giurgiu, de la Frătești la Zimnicea, a fost o cale ferată făcută de armata rusă în războiul de independență în 1879 și după ce s-a terminat treaba, ne-a lăsat nouă vagoanele, ne-a mai lăsat și niște locomotive și au plecat. Ea desințată în 1879, deci la un an, doi după război. Regionala Craiova. Foarte multe linii care sunt secundare, ce se ramificau din linia principală, București, Râmnicu, Vâlcea. De pildă, Zimnicea-Port. Desințată în 2017. Râuren-Ognița, în 59. Cam câți kilometri? Nu? Sau ce acolo? Păi sunt odată 3 km 94 numai la Zimnicea și Râmnicu-Vâlcea 6 km 7. Așa. Gările au rămas? Au rămas clădiri închiriate, fiecare le-au devințat, fiecare au rămas. Nu, e mult de discutat la treaba asta. Clădirile au fost păstrate, multe dintre ele. Cred că sunt niște monumente foarte frumoase. Dar, mă rog, depinde și cum s-au păstrat, firește. Păcat de ele. Avem pe regionala Craiova, Golenț, Poiana Mare, 6,5 km, construită în anul 1946 prin muncă și ajutorul căi ferate de către locuitori. O linie scurtă, dar foarte importantă și desințată în 2011. Aia a scos-o complet, nu mai e nimic acolo. Calafat Port, 3,5 km, în 2015, în prim, desințată de Direcția Regională Generală CFR, pentru că nu mai era utilă. Nu se mai circula, nu mai aveam trafic. Pe regionala Timișoara au fost foarte multe linii scoase din funcție, pentru că unele și-au pierdut importanța economică, altele au fost desințate pentru că nu mai merita. Le-au dat la societăți străine, nu au făcut nimic cu ele și s-au desințat. În 1916, sunt două linii desințate de la Nădrab la Grădinicer și Gătaia până la Buziaș. La Buziaș era o treabă acolo, a fost desințată pentru că nu mai era trafic. Nu mai funcționa societatea. Jamul Mare la fel, în 2015. Iar la Buziaș-Băi, linia care mergea la Buziaș-Băi la odihnă pentru oameni, e desințată în 1974. Asta e scoasă deja, nu mai. Cărpiniș-Ionel, linie anonimă a unei societăți care a fost desințată, nu se știe când, dar nu mai funcționează. Și Jimbolia-Lovrin, care a fost o linie de frontieră pe vremuri, la fel.
Pe Cluj. Pe Cluj mai puține, nu chiar atât de multe, dar e păcat de linia de la Călățele la Huiedin, o linie care era foarte bogată, o zonă bogată economic, e desințată în 1998. Nu mai e deloc din ei, scoasă complet. Deci ele ajutau și pentru traficul de mărfuri, dar și de persoane. Dacă e scoasă complet și călător, bine, călător a fost scos mai înainte și a mai lăsat marfa puțin și după aia a scos-o și aia. Linii importante care sunt Baia Mare, Baia Sprie, acolo a fost 9 km, o sistematizare, a căutat să fie transformat în stație tehnică industrială, dar păstrat-o, dar numai a căiferat din 87. Adică ele s-au putut și vinde, înțeleg? Majoritatea. Dacă nu s-au vândut linii complet, s-a vândut materialul de cale, de dedesubt. Ok. Ca să nu-l fure. Nu știam că se poate vinde efectiv o linie. Cu totul. Cum să nu? Unii le-au închiriat, le-au furat alții și le-au desințat. Ce să vă mai spun? A fost o linie de frontieră până la Debrețin, de la Episcopia Bihor, care e desințată în 27. În 27, după unire, n-a mai avut rost să fie atâtea legături cu Ungaria și asta a desințat. Pe Brașov, regionala Brașov, sunt puține linii. Cea mai importantă este linia de la Brașov la Satul Lung, este prima linie din România interurbană pentru multă populație. A zis în 1960 că introduce transportul cu auto. O tragedie întreagă, auto nu face față, erau acolo foarte mulți locuitori și astăzi am mai băgat ceva autobuze, dar linia asta era foarte folosită. Și era și plăcut să mergi pe ea. O linie care s-a desințat în 2016 și care de la Șelimbăr la Cisnădie, acolo era o fabrică foarte importantă de produse de astea, cu covoare, haine și nu au mai funcționat, nu știu ce s-a întâmplat acolo și linia nemai având clienți, Cisnădie nu e un oraș așa mare, a fost desințată. Ar mai fi câteva care mai fi, dar n-are rău să vă despun pe toate. Da, alea importante. Cele importante. Că văd că aici pe listă cei care vor vedea cartea, vor vedea multe linii pe listă. Absolut. Pe listă sunt toate. Aici toate. Eu o să spun, dar nu spun decât câteva. Da. Luăm regionala Iași. Aici e prăpăd. S-au închis liniile care erau exploatări forestiere foarte multe. În 2011 au fost închise 3 linii. De la Pojorâta la fundul Moldovii, de la Vama la Moldovița și de la Gura Pudnii la Nisipitu. Din Gensevene era o linie începută în 96, dar neterminată și a închis-o. O linie care a fost desințată în Suceava, de 7 kilometri, care făcea legătura între Suceava gară și Burdujeni și orașul din partea cealaltă, care a fost desințată 6. Era o linie importantă, pentru că făcea trafic de călători mai mult decât de marfă. Direcția Generală CFR a desințat linia Crasna-Huș, o linie de 33 de kilometri, dar n-a desințat-o numai traficul, linia a rămas. Dacă e nevoie de ea, să o repună în circulație, dar e vai de mama ei. Adică trebuie reparată. La liniile astea a fost mult până n-a mai circulat trenul. După aia a fost invazie de furăciune. În perioada 91 s-a furat ca în codul. Asta de la Huș, v-am spus, de la Dornești la Siret, la frontieră, de 14 km, 16, în 2011 desințat complet. O linie, zic, strategică, construită în 1918 de armata austro-ungară, împreună cu armata rusă și română, în două părți, de la Zorlen la Fălciu, astăzi, e vorba de normalizarea ei în 1922, dar a închis-o totuși. A fost îngustă, a făcut-o normală și a închis-o după aia. Pe Galați avem două linii ale vinului, desințate amândouă.
avem linia de la Mărășești la Palciu, construită în 1904, 18 km, care deservea zona cu vie multă, cu fructe multe, foarte economică, puternică. A fost desințată în 2017, iar în 2008 a scos și linia de la Focșani la Odobești. Apropo de Focșani, Odobești, linia vinului, construită de Ministerul Lucrărilor Publice, a fost desințată în 2008. La Constanța e mai simplu, puțin că niște linii secundare care au fost desințate, Constanța Port s-a construit alt acces în port. În 1937 a fost desințată, era construită 2,6 km, legătura orașului cu portul, care era diferență mare de nivel între ele. O linie mică, turistică, de la Constanța la Băi, la Băile de la Vic se numește. Ăsta dacă am terminat înainte, în 1905, au funcționat vreo 10 ani și o linie care a servit la transportul pietrei pentru lucrarea portului de la Constanța Port la Canara se numește. O linie de 12 km desințată în 1975. Hai să mai vedem încă câteva linii. Așa. Sândărei lunga Dunării, o linie strategică, desințată în 75. Lunga Dunării Giurgeni. A fost organizarea de șantier pentru Marele Pod de la Giurgeni, desințată și asta în 1976. Călăraș Port, în 2019. Călăraș nu mai avea de ce ține acolo, că era cam desințată industria pe acolo ce mai era. Și în 2019 desințată, o linie la 3 km și ceva. Și cea mai importantă din Constanța este linia care mergea la Mamaia Sat. Pe linia asta era și instalații militare, era un fel de port pentru nave, era școală în 1938, ca să poată sistematiza orașul Constanța a desințat-o și a rămas numai până la Mamaia, atâta tot. Restul liniei a fost desințată, era destul de lungă, avea 18 km. Cam astea sunt linii care s-au... Cam astea sunt și înțelegem că ele s-au transformat, adică toate aceste transporturi au trecut ba la mașini de mare tonaj, ba la camioane, autobuze și multe n-au mai... adică aceste trasee n-au mai fost folosite probabil deloc. Să știți că e poveste cu transport auto, pentru că majoritatea au fost desințate, nu mai avea ce duce. După... Aha, deci chiar și traseele au fost desințate de tot pentru că nu mai exista uzine. Călărașul a avut o uzină mare de tot care putea să facă șini de cale ferată. Când s-a renunțat la șini, combinatul s-a desințat. Linia de Călăraș nu mai există, așa că un exemplu. Da, nu mai avea rost. Nu avea rost să mai fac. Că... Dar la transportul de persoane, probabil că el s-a transformat din autobuze, în autobuze. Mai... Asta până când, probabil că anumite orașe sau sate au devenit cu o populație, au avut o populație nici în ce mai mică. Să luăm exemplu în județul Prahova, linia de la Câmpina la Telega, da. Linia petrolului. Aici e o poză. Linia a fost desințată în două părți, o parte 954, o parte 2003. Ea mergea la Doftana, servea pentru exportul petrolului și pentru pușcăria, de acolo era o închisare mare care a fost desințată la cutremurul din 41. Da. Astăzi clădirea e închiriată, nu mai știu la cine. București-Nagov. Calea sa ferată are un trecut foarte frumos. A fost construită în 1948 pentru ca ceferișii să poată destinde sâmbăta, duminica de sărbători, să facă o baie, să plimbe. S-a construit o cale ferată împreună cu armata și cu primăria Bucureștiului.
se folosește 16 km. Ea a fost construită în 48. Muncitori au cerut să facă cale ferată. În 2006, nemai fiind nimic pe ea, a desințat-o. A rămas bucățele, pentru că ea a fost furată o parte dintre ele și... Luăm așa la nemereală. Da. Uitați complexul Giurgiu Ramadanu. Ăsta a fost construit acum, eu nu mai știu ce clădire au mai rămas acolo. Giurgiu Bazin, aici se făcea trafic de călători cu Turcia, cu navele. Da. Linia a fost desințată în 1998. Iar o linie importantă militară, care a avut o importanță militară în războiul de independență. Frățești, Zimnicea, da, și destul de mare, 57 de kilometri. Exact. A fost construită de armata rusă, întreprinderea Poliakov. În momentul în care a venit rușii, asta e foarte aproape pe frontieră cu Bulgaria. Da, da. Au construit puțin mai încolo ca să nu lovească cu tunurile. Uite, aici se vede bine că e mai distanță, asta e Dunăre. Linia a servit foarte mult la război de independență. Veneau trupele la Frătești și cu calea ferată le ducea până pe front. Le lăsa unde era frontul. Da. După ce s-a terminat războiul, ei au plecat. Ea a circulat foarte mult pentru călători, pentru răniți în special, trenuri de răniți ruși, îi ducea acasă, îi repatria. A fost desințat în 1879, la vreo 2 ani după terminarea războiului. Azi o amintire pe locul ăla, nu mai e nimic acolo. O linie care mergea de la Deva la Brad. Nu mai folosește la mai nimica și în 1997 desințat-o. Asta era un pod mare care făcea legătura cu Deva. Și arăta foarte bine. Gara Deva arăta foarte bine atunci. Acum nu știu cum mai arată, pentru că au mai rămas niște trenuri care vin de la Arad la Brad pe partea cealaltă. Deci asta venea de la Brad la Arad. Mai e linia care vine de la Arad la Brad, asta funcționează de călători și de marfă și de tot. Dar nu mai are trafic ca lumea. Nu? Am ajuns la prima linie de România, Oravița-Bazieș. Care e desfințată și ea. Nici bolovanii n-au mai rămas. Or fi muzeu. Nu. Am fost acolo cu vreo 15 ani. Și... Să vă spun ce a fost cu asta, a fost politică treaba, pentru că era o clădire monumentală, o vedeți cum e. Da, da. Asta a dat-o jos, n-a rămas nimic de ea. Pentru că se spunea că cei care fug în Iugoslavia veneau aici și aici era Dunărea, s-a aruncat în ea și pleca. Uh-huh. A venit cine a venit, a desințat-o toată. N-a mai rămas nici linii, aici nu mai sunt linii. Asta a fost prima cale ferată din România. Până 1919 era austro-ungară, dar după 1919 era la noi. Uite, aici se oprește. Uh-huh. Da. Oradea Băile Felix. La Oradea era o linie care mergea la Băile Felix. A desințat-o în 2001 a fost desințată. Și a fost demontată ca să sistematizeze zona. De atunci, lumea care vine la odihnă în Băile Felix, era un trenuleț, mergea aproape de ei, acum nu mai e nici ăla, merg cu autobuzul.
cu Edin Călăsele. A fost o linie, ei spun de călători de marfă, dar a fost militară linie pentru Lahu Edin. La Călățele, în partea asta, erau niște șantiere de armată. În timpul războiului, ea a fost construită în 1912, de fapt, de către Căile Ferate Ungare, pentru că acolo era un fel de depozit de armament, de ce era, și acum nu mai e nimic. A scos-o complet. Am ajuns la Brașov. Asta e linia satul lung. Uitați, trenulețul ăsta e în centrul Brașovului. Da. Aici era fosta statuia lui Stalin, a dat-o jos și acum e piață. Uitați cum arăta gara Brașov înainte. Da. Ea a fost construită în trei etape. Ultima etapă la bombardament, în 44, când a lovit o parte din ea și a renunțat de demolat. Aici este gara de la Noua, avea patru linii. Era o zonă foarte puternic industrializată în partea asta, Săcele, Noua. Aici, în timpul războiului, la etaj, erau instalații germane care urmărea radarul. Avea un fel de radar ce era pe vremea. Liniile au fost scoase, demontate în 1960, că face sistematizarea Brașovului. Au pus autobuze și a făcut-o, ia să spun ce. Sunt curios dacă a mai rămas gara, clădirea, pentru că mie... Clădirea a rămas asta. A rămas. Eu văd niște clădiri foarte interesante și e păcat de ele. Și clădirea a rămas monumente istorice. Și regional a predat-o primăriei și primăria a închiriat-o. Aici a fost foarte multe, foarte mult s-a mișcat lumea. Au fost unii, a stricat, a făcut. Asta e o locomotivă de la linia asta. Da. La Cisnădie, o linie mică, de 6 km cât era, construită până în 1894. Linia a trăit atâta vreme cât și marfa și călătorii funcționau. Și exista industria asta textilă. Fabrică de textile, nu mai știu ce pe acolo. În 2016 a scos linia, e scoasă, a rămas clădirea asta, dar asta nu știu ce mai e. Și încă Nouă Valea Homorod. Linia asta are un istoric foarte interesant. Construită de Ungaria în 1908, cam așa, până 7-8. Ea mergea de la Brașov până la Făgăraș. La Șinca Nouă, întâi și întâi, era clădirea asta. Venea pe un traseu, pe un pădure, destul de aglomerat, mic, îngust traseu. Din coace erau niște depozite. În 1943, linia a fost închisă. De ce? Pentru că a construit pe partea cealaltă, la Șercaia și în Canoa, a scos-o, a demontat-o și a venit altă linie. A venit armata germană și a spus că linia asta nu rezistă la transportul de trupe. Într-adevăr, erau probleme. Și în momentul în care s-a pus treaba, au venit prizonieri, au adus fel de fel și au făcut în 43 alt traseu. Nu știu dacă nu-i poza pe aia. Uitați, asta este linia de la Șinca Nouă, iar asta este cea de la Șerca aia. Vedeți? Asta era. Da. Arma. Pe linia asta a fost primele viaducte în curbă din tunel armat făcute de un profesor de la Budapesta. Astea sunt. Asta două. Azi au devenit un fel de tramvaie pentru căruțe, oameni circulă pe ele, dar mai poate să circulă. Dar pentru trei nu mai prezenta garanție. Uitați, da. Pe regiunea la Brașov, mai război în Uioara, asta a mers până în 2012, când acolo a fost o serie de treburi, s-a închis
combinatul ăla de la Uioara ce a mai fost, a căzut într-un teren unde a fost, a scos după el apă sărată ce a mai scos, s-a prăbușit. Ăstea nu mai sunt. Nu mai există. De Războieni s-au demontat toate până la Uioara. Gara Războieni era foarte frumoasă și acum mai funcționează. Uitați-vă. Da. Asta e Uioara. Linia benzino-electrică Dormișoara-Tihabrăgăului. Ce se întâmplă în 1916? Armata austriacă a luat să facă linia asta. A fost o linie foarte, cu o declivitate foarte mare. Erau niște trenuri speciale, adică locomotiva, la linia asta era un tractor care avea motor pe benzină. Și un generator dădea curent în jos, la osii, unde erau motoarele și locomotiva pornă. Da. Uitați ce curbe scurte avea. Da. Un tren care vine pe aici. Linia a fost, după ce s-a construit linia mare pe partea cealaltă, s-a desințat o parte în 1922 și o parte, ultima parte a liniei a fost scoasă în 1938. Una din locomotivele de aici a fost la Brașov, la reparații, și în 1941 a găsit în curtea atelierelor, drept pe ea s-a dus o bombă. Praf a făcut-o. Adică nu dieselul ăsta, asta era altceva. Linia care funcționa pe vremea aia. Uitați. Acolo e linia, nu? Aici da. Era pornirea spre Tihabrăgăului. Și undeva pe aici... Căile ferate, unde se face exploatarea auto, cu auto, la cale ferată nu mai poate să fure lemn, era cu document și cu tot, a desințat toate mustățile astea. Poșorâta fundul Moldovii 900, în 2001, ăsta era pentru transport forestier. La fundul Moldovii, uite, asta este. A rămas linia principală care merge la Suceava, dar restul... Moldovița Fierăstrău, Gura Pune Nisipit, o să o linii forestiere. Instalații ale locomotivelor care au rămas acolo, un pod. Linia de la Iscan la Suceava-Arini. Era o linie interioară în Suceava. Suceava e împărțită de un râu în două. E Dărmăneștiu și partea cealaltă e Suceava. Au construit în 1989 o linie care mergea de aici, din Suceava Nord, până în oraș sus. S-a găsit și în 1916, când a fost după frontul, a desințat-o. Era și cu transportul militar și le convenea. Cacica, fabrica de sare, mine de sare. Mergea o linie de la Gura Homorului la Cacica, uitați, ce gară frumoasă. Da. Asta a rămas, e, pe linia principală. Am ajuns la linia vinului, Focșanu-Dobești. Cât s-a luptat toată lumea acolo se va cu cale ferată. Și în 1893 au reușit să o facă. Aici erau transporturi masive, butoaie cu vin, cu fel de fel. Asta e gara de la Odobești. Uitați ce frumoasă e. Da. E păstrată și acum. Și în 2008 a scos traficul de acolo. Linia, nu știu dacă a scos-o sau nu, nu mai am informat. Uitați, Mărășești la Panciu. La fel, linia pentru fructe, legume, vin. Asta e Mărășești.
linia de la pancia, aici nu mai e nimic, e terminat. În 2017 a scos. Constanța poartă. Vedeți? Aici era o linie care făcea zigzagul, făcea așa. Da. Ca să ajungă, diferența de nivel o pierdea între... Aha, făcând da. Serpentina. Sau, mă rog, serpentina. Se exploata foarte greu, putea să meargă cu tonaj foarte mic. Îi trebuia să meargă, uite, asta e fost la gara Constanța. Ce a mai rămas în Constanța din ea? În toată calea ferată care a fost acolo. Constanța Băile de la Vii. Uh-huh. Asta era o linie turistică, dar a rămas puține. Din 1896 până în 2005 se dezvoltase foarte mult zona și se încurca, nu mai mergea. Asta a rămas dormitorul de personal. Construit în 1896. Vedeți, aici a plecat la Mamaia și aici venea triunghiul. Aha. Să ajungă la, la nivelul ăsta. Da. Interesant. În 1991 s-a desințat și linia de la Eforie Nord la Tichiriol. Tichiriol era o stațiune cu un omol, cu sanatorii. Asta a fost la clădire, nu mai știu ce e în ea. A desințat. A rămas linia numai până la Constanța, până la... pe partea aia până la Eforie, pe partea asta la altă iară. Clădirile s-au rămas. S-au închiriat, s-au făcut. Podul de la Dunăre, Giurgeni. Linii strategice construite la Siturman. Siturman era în partea de nord, a Constanței, o linie de vreo 14 km. Cap Midia, Sitorman. Sitormanul, da. A trăit puțin, din 1976 până în 1997. Da. Aici s-a mai sistematizat, s-a mai făcut una alta. Gara Călăraș. Era așa de frumoasă, nu știu acum cum era. Da. Asta nu s-a desințat. Călăraș port. Numai portul a desințat. Asta a rămas. La căile ferate înguste. Noi adică am avut acela pe care merg mocănițele, nu? Da. Așa. Noi am avut 1000 de kilometri de căi ferate înguste. Oh. Din 1000 de kilometri, azi n-a mai rămas decât o bucățică, cam atât, nici ca toată. Restul nu mai există, sunt rase. Sibiu Agnita, uite. Se luptă frații să o pună la loc, desințată în 65. Sibiu Agnita se luptă să o pună la loc și nu reușesc. Sunt mai puternice aia cu taxiurile, cu microbuze. Pe vremuri exista o linie de la Sighișoara la Sibiu, 100 de kilometri. Aia se făcea în 12 ore. Wow! Exact după mers în 12 ore. Wow! În 65 s-a desințat prima parte de la Sighișoara la Agnita, în vara lui 65, și în 1999 Sibiu-Agnita s-a închis aia. Acum vreau să o pună la loc. Probabil tot pentru o atracție turistică. Absolut. Că nu poți să mai mergi atâta o zi întreagă în ziua de azi. Făceai 12 ore de la Sibiu la... Da. Ăsta numai din ingus închise. În bazinul Mureșului s-au închis toate liniile. Și erau importante. 80 de kilometri până la Praid, o linie până la Lechința de 96,
una de 27 de kilometri și una mai mică, de 8 kilometri de la Praiul la Sovata. Astea sunt. Da. Linii înguste care sunt. Murenii nu mai discutăm de el, că l-a închis și pe ăsta în 48. Asta e fosta gara Murenii. Da. La Muren nu se putea spune că n-a avut activitate. Partea economică. Asta e linia de la Arad la Podgoria. Singura linie care a fost desințată în 1991, sub diverse motive, și care deservea toată zona Aradului, din jurul Aradului. 60 de kilometri de cale ferată îngustă. Destul de mult. Uitați-vă, astea sunt pozii originale de acolo, ce a rămas. Da. Cam când sunt făcute pozele? Astea sunt făcute de mine acum. Am mers acolo, am stat o săptămână și am trecut un patrimoniu național, am clasat un patrimoniu. Uitați-vă. Da. Materialul rulant e și acum acolo, într-un depozit, o frumusețe. Avea și o remiză aici, asta era la cap. Vă dați seama, 66 de kilometri de linie? Da, destul. Cât a cheltuit lumea, nu e făcută de, e făcută de armata, de Ungaria, e făcută de societate. Societatea pe acțiunea căilor ferate motrice de interes local Arad. A devenit la urmă altceva. 1913. Iar din 1906, când a fost construită, până nu din 1906, așa că vă spun. Da, din 1906 până în 13 a mers cu locomotive cu abur. În 13 a fost electrificat, era traseul de electrificare. Cu motoare speciale, uitați-vă, astea sunt mai electrice toate. Da. Să zicem mocănițe electrice? Da. Ia uzi. Uitați-vă, automotor electric, uitați-l acolo în circulație, făcută mai veche poza. Aici am pățit eu o aventură, că m-am dus să clafi. Așa. M-am dus cu directorul de la oraș, care era autobuze, tot ei au așa linia. Și am văzut sala de relee, unde era alimentarea locomotive electrice, de unde o clădire o frumusețe. Era cald afară și când am ieșit din clădire, directorul zice, poftiți, domnul Bel. Am poftit. Pe treptele clădirii de piatră e cam atât. Era o viperă în colegi. Am tras peste ea o fugă de... Nici nu știu cum mai ajunge. Asta mai circulă acum, electrica, de o porțiune, nu ajunge până acolo. Asta a desințat până la Radna. Asta e remiza de la Radna. Azi nu mai există. A desințat-o pentru că nu mai avea treabă. Uite ce era aici, ce... Da. Astea erau motoare electrice. Arătau bine. Păi și acum arată, că bine întreținute, sunt închise. Da. Nu s-a furat, nu se umblă la ele. Uitați, un tramvai care a intrat în ramificație. Da. Altă poveste tristă, Tur d'Abrud. Deși a fost, în 1912 a fost construită de o societate particulară ungară, asta s-a întins pe două județe. De la Turda, un județ până într-o parte. De acolo până la Abrud, alt județ. Linia a fost lăsată în părăsire din 1999, când a închis-o complet. Am fost acolo la câteva, vedeți, ce-a mai rămas, geamuri lipsă. Da.
Asta e în Turda. Asta era fosta clădire a stației. S-a făcut locuințe, s-a făcut. Poza asta când am făcut-o, asta era la Turda. Clădirea asta era așa de frumoasă. A venit țiganii peste mine, că ce, nu știu ce. Linia a rămas, da, restul n-a mai rămas. Altă zonă de linii înguse, desințate, că se cam așa arăta trăinulețul. Da. Altă linie cu linii înguste, satul mare Ardud, Ghilvaci Ardud, erau 4 linii. Toate îngusele de la satul mare le-au desințat astea. Asta e gara satul mare. Ghilvaci, Somcuta Mare, toate. Viile, satul mare. Toate sunt desființate. Se erau niște linii acolo, spre ea. Ucraina, Shugatagu. Eu am auzit că sunt închise la ora asta, dar... Linia de la Coștui la Shugatagu. Inițial au fost construite până 1883 pentru exploatări forestiere. Când s-a terminat cu forestiere, le-a predat la calea ferată, dar puțină vreme. Și calea ferată le-a mai predat și pe alea, nu știu cui, și acum desfințate. A venit la Sighișoara, v-am spus, se făcea 12 ore pe ea. Da. A fost construit în 1898 și în vara lui 65 a desințat-o. Uitați aici o poză făcută militarilor cum scotea linie. Da. Dar uitați-vă. Ce s-a întâmplat foarte multe accidente. Asta e porțiunea de la Agnita până la Sibiu. Cornețel Vârpăr, asta e linia de vânătoare a regiului Carol al II-lea, desințată și asta în 1998. E o zonă de vânătoare, asta unde avea Carol al II-lea, plăcere să plimbe. Prai doar rămas pe linia normală, dar e subțire rău de tot. Nu mai are trafic. Udobeșcu cu cuieți. Construită în 1917, linie strategică. Desințată în 1977. Gara, da. Aici ați văzut 5 km la Burca. A predat în 1938. A avut interes acolo și a făcut acum mai desințată. Asta e foarte interesantă, ultima. Nici mai pierdem vreme. De la Traian Sat la Râmnicu Sărat. Am scris o carte despre ea întreagă. Asta e vechea gara din Râmnicu Sărat. Da. E prima dată când Saligny a greșit. Aha. Și a pus calea ferată trasă la vreo 5 km de Râmnicu Sărat. Era foarte greu. Oamenii amărâți care nu aveau bani de trăsuri, mergeau pe jos cu bagajele în spinare. Deci asta înseamnă greșeala, că a fost prea departe de... A pus-o prea... Așa. De oraș. După aia a venit un cumnat al lui Carol, nu știu ce rudă a fost cu el, și a scos-o și a mutat-o mai în care ferată mai încoace. Și asta a rămas acolo, părăsită. Azi deci e... gara e acolo părăsită? Da. Uh-huh. Nu, e școală de agricultură, dacă o mai fi. Aha. Uitați, asta era Traian Sat, stația. Era pe linia de la București la Galați și
Și de aici mergea la Râmnicu Sărat. Linie strategică. Nu vă mai plictisesc.